Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Știrea Bravo. Se dă această situație într-un sat din Bihor, un sat care se numește Dobrești. O elevă de 15 ani e atât de bună la limba romani încât ar vrea să meargă la olimpiadă. Doar că această elevă, pe nume Sena Moldovan, mai are 6 frați acasă, într-o familie fără posibilități materiale, cu părinți fără școală, așa că n-are banii pentru biletul de tren, cazarea și masa pe durata competiției. Ce urmează sau ce a urmat? Profesorii de aici au făcut chetă ca eleva lor să meargă la olimpiadă în Buzău, iar ea a luat locul întâi pe țară. Extraordinar. Ce poveste, ce film se poate face, da, de aici? Un copil fără posibilități, știi? Sărac, atât de sărac, n-are nici măcar un telefon, adică și-ar dori un telefon, că mai primesc teme pe WhatsApp, care este atât de bun la învățătură și își dorește să demonstreze că este bun și pur și simplu nu poate ajunge în locul acesta. Și e... Da, e frustrant totuși că în 2024 mai există elevi de genul ăsta care își dorește și demonstrează, da, prin simplitatea lor că sunt practic niște performări. Uh-huh. Adică fata asta gândește că dacă ea n-are bani să meargă la oraș pentru olimpiadă, practic n-are bani de nimic. Da. Și nu ajută nimeni. Adică nu vede nimeni. O ajută profesorii. În afara profesorilor. Iată, asta, de asta este știrea Bravo. Iată ce spune despre ea profesoara Mariana Știube într-un interviu pentru publicație EduPedu. Citez. Sena este o fată muncitoare, este performantă. Am observat-o chiar din primul an când am predat la clasa ei limba în clasa a 5-a. De atunci mi-a dat încredere că va ajunge departe. A luat și locul întâi pe județul Bihor în clasa 6-a, clasă în care olimpiada acolo se oprește, nu are fază națională. În clasa a 5-a, când era ea în clasa a 5-a, m-a întrebat: doamna profesoară, dacă eu sunt romă și am situația pe care o am, pot să fiu profesoară de romani? Da, sigur, normal că poți să ajungi, am spus. Dar știți că la noi mentalitatea este că nu putem, că nu avem voie să ajungem sus, că nu ne bagă nimeni în seamă. Mi-a răspuns să nu mai aibă ambiții la vorbe spuse în todi, să muncească și să fie consecventă, că sigur poate. Și EduPedu a vorbit și cu Sena Moldovan, câștigătoarea Olimpiadei de Romani la nivel național, la un telefon pe care i l-a împrumutat o colegă, că așa cum spuneam, nu are telefon, și întrebată care e cea mai mare frică a ei, Sena a răspuns ca nu cumva, ca nu care cumva să dea greș față de copii atunci când va deveni ea însăși educatoare. Apoi ea a zis așa, citez: pentru mine școala înseamnă responsabilitate, înseamnă un viitor, pentru că un om fără școală nu poate avea parte de nimic. Am încheiat citatul. Și ce să înțelegem noi din această știre Bravo? Că lecțiile cele mai valoroase în viață vin uneori din partea celor mai umili. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.